Ziua Internațională a Bolnavului a fost marcată și în Petroșani. Astfel, marți, 11 februarie, la Biserica Romano-Catolică, a avut loc o slujbă religioasă în limbile română și maghiară, după care participanții s-au îndreptat către sediul filialei locale a Caritas, acolo unde au fost analizați din punct de vedere medical. În acest an este pentru a doua oară, al doilea an consecutiv, când se organizează de către noi, de către membrii organizației Caritas. Programul a fost în felul următor. De dimineață, de la ora 9, a fost o slujbă specială pentru persoanele bolnave la Biserica Catolică, o slujbă efectuată în două limbi, română și maghiară. După aceea, doritorii au putut să vină la organizația Caritas, la sediu, unde au servit un ceai cald, sandwich, ceva prăjiturele și li s-a măsurat tensiunea și glicemia în mod gratuit. Oamenii descoperiți cu probleme de sănătate au fost îndreptați către medicii specialiști. În total, circa 40 de persoane, în marea lor majoritate vârstnici, au participat la acțiunea organizată de către filiala locală Caritas.